răspăzați, pentru că toți trebuie să fur, dar eu trebuie să păzesc. Noi ce facem? Noi am dat lui, de exemplu, o șansă, dar și noi trebuie să-l supervizăm, ca să nu fură și el. Ori îl spune cu dâși. Nu, dar din partea noastră trebuie să fie cineva. Dar noi trebuie să arătăm lumii că suntem toți părinți. Una. La urma urmei, să mai facem niște sondaje, să mai facem niște spate lucrurile astea, dar noi trebuie să arătăm aici transparență și să implicăm acei oameni problematici care mult grăiesc. Lasă-i să fie zviriși, lasă-i să fie controlezi, lasă-i să fie să numeri granițele. Când, de exemplu, vin și mă scuz rog frumos, dar vine că am nevoie de persoane externe și tu ești tare important, trebuie să-ți iau mâine corect, dar mi-a adus, îți cacat atât corect, ce faci? Se duce a două zări în sat, băi, m-a chemat la adumărat grăniță. Băi, nu știu, este o idee. Și la urmă evaluare. Deci evaluarea dacă o facem la urmă, presupune, este mare modul în care au fost atinse obiectivele, determinarea efectului soluției și implicarea implicațiilor pozitive și negative ale procesului fiecare fază din această parte.